Salut dragii mei și bine v-am regăsit din nou pe acest canal. Vă mulțumesc foarte mult pentru cei care încă vizionați canalul, încă îmi dați like-uri, încă mă susțineți și mă înscrieți mesaje de ce nu postez, de ce nu sunt la fel de activă. Din păcate de timpul nu îmi permite să postez săptămânal așa cum îmi doresc, dar de fiecare când prind ocazia și mai ales când am produse faine sau am o idee, o împărtășesc cu mare drag cu voi, ca și în acest caz, se apropie Paștele și m-am gândit să filmăm un videoclip trecute am postat un clip din Pepco unde vă arăt cam ce se află în magazin, ce vă puteți lua în caz că vă interesează, vă pun sus clipul aici să-l vizionați. Iar în acest clip vreau să mă bazez pe ce am cumpărat eu ultima dată în Pepco. Cred că ultimul clip a fost postat în noiembrie când am luat articole de Crăciun. Din păcate, da, mai mult pe sezoane filmez Crăciun, Paște, Vară, Toamnă. Da, cum îmi permite timpul și când am și eu mai multe produse să pot să vă arăt. Am luat destul de multe produse, în Pepco am fost doar de câteva ori din noiembrie până acum, dar nu pot să spun că am cumpărat ceva special, am mai luat când acoarele pentru ericuțu, o cărticică de colorat, deci au fost așa câte un produs, două aici, colo, deci nu, nu, se merita să le filmez produsele respective. Dar în ultimele dată când am fost, am găsit niște organizatoare faine și vreau să vi le arăt și vouă, plus niște decorațiuni de Paște, pentru că, de ce nu, vine sezonul. Avem aici un coșuleț plin cu articole din Pepco, acestea sunt mai mult pentru Paște și mai am încă un coșuleț, imediat vă arăt, sper să nu pice ceva de aici, o să pun așa, mai am încă un coșuleț aici care este tot din Pepco, aici din nou sunt articole și niște cărți pentru Ericuțu, dar am să vi le arăt pe rând. O să începem cu acest coșuleț pentru că este foarte interesant și sunt articole de Paște, cu siguranță cred că vă interesează pe mulți dintre voi. Probabil mulți sunteți ca și mine și vreți să reîmprospătați un pic casa, să schimbați un accesoriu, să cumpărați unul în caz că vă lipsește și atunci am să vă arăt ce am găsit eu în Pepco. Țin să menționez că în ultimele trei dăți în care am fost în magazin, am fost în trei magazine diferite. Unul în Dumbrăvița, în Calea Radului, dacă nu mă înșel, și cel din Circunvalațiune am fost în vreo trei magazine diferite și de acolo am luat câte două, trei produse din fiecare magazin, produse care mi s-au părut mie că nu le-am găsit în alt magazin, pentru că așa se întâmplă. În unele magazine nu mai ajung colecția respective sau se cumpără foarte repede și nu le mai găsești. Primul articol este această mănușă de bucătărie. Mi-a plăcut foarte mult că are un imprimeu de paște chiar vară și o pot folosi până se schimbă sezonul. A costat 5 lei, cam acestea sunt prețurile de ceva timp, văd că nu s-au schimbat la acest articol. Mai aveam două dar una am ars-o și am găurit degetul uh, acesta mare și a trebuit să o arunc, nu mai puteam să o repar. Și trebuia să înlocuiesc mănușa respectivă cu una nouă și am ales acest imprimeu foarte fain de vară. Și uh, da, am emoții un pic că e deschisă la culoare și se va murdări foarte repede, dar din păcate aveam de ales între albastru cu alb și culorile acestea de vară. Următoarele produse de paște sunt niște accesorii pentru gătit. Am aceste forme de cupcakes cu model Easter pe albastru și cu niște bețișoare care au formă de epura și de lăbuță de epura, sunt foarte drăguțe. Noi gătim foarte mult acasă deserturi, lui Ericu îi place foarte mult să facem cupcakes, cookies și atunci noi chiar o să le folosim în această perioadă și m-am gândit să iau această cutie. Prețul este de 6,50 lei și câte forme are? Stați că vă spun imediat. Uh, nu scrie, dar cred că are vreo 20 de forme, dacă nu mai mult. Ah, 24 de forme. Tava are loc pentru 12 cupcakes, deci practic două ture de tăvie cu cupcakes pot să fac. Și da, putem să punem în cupcakes să înfigem aceste forme și o să arate foarte fain. Poate chiar un frosting, o cremă faină pusă deasupra și înfipte aceste bețișoare. O să arate foarte fain pentru masa de paște sau chiar mai devreme, dacă nu aveți răbdare, să așteptați până atunci. Următorul produs sunt aceste forme de biscuit. Sunt cookie cutters, sunt tot așa cu imprimeu de Paște, aveți un iepuraș, un morcov mov, o lalia și o formă de ou. Aceste forme costă 9,50 lei și mi s-au părut foarte drăguțe. După cum v-ați spus, noi chiar facem prăjituri, cupcakes și cookies destul de des facem acasă și Ericuțu mă ajută și îi place foarte mult să facem activități cu aceste forme și numai bine petrecem timpul împreună și gătim în același timp. Un alt articol pentru cookie, avem acest pachet cu 3 bucăți de cookie cutters. Cred că care e diferența între cele două e că acestea îți taie doar cupcakes-ul în forma respectivă și aici cred că îți dă și modelul dinăuntru îl vezi pe cookie. O să testez în această săptămână aceste forme să văd dacă dau și forma dinăuntru. Sunt trei bucăți cu iepuraș, fundulețe unui iepuraș și ou cu fontă. Uh, costă 4 lei, foarte ieftin, cu aceste trei forme, tot de paște. Aceste forme pot fi folosite în mai multe feluri. Uh, noi le folosim și cu plastilină când ne jucăm, le folosim și când gătim prăjituri. Uh, da, deci chiar uh, încercăm să le folosim cât mai mult posibil și fiind acest sezon de paște, numai bine putem folosi aceste produse. Următoarele articole de paști sunt aceste farfurii. Am luat doar două momentan să văd cum se comportă. Sunt foarte drăguțe, după cum puteți vedea, este aici un epuraș și mi-a plăcut imprimeul, de obicei eu nu sunt foarte drăguțe imprimeurile de Paște. Nu am prea văzut online, dar această farfurie, cred că este o farfurie din aceea de desert, mai mică, nu este modelul acela mai mare. Pot să vă și spun centimetri dacă îi găsesc 19 cm, vă că scrie aici. Aceste de farfurii are și cană și bol. De bol nu aveam nevoie și cana era mult prea voluminoasă. Cred că avea vreo 380 de ml, era mult prea mare pentru cafea sau ceai. Așa că am preferat să iau doar farfuriile acestea. Sunt doar două bucăți. Să văd dacă mă mai duc să mai iau încă două, să-mi fac un mini set și să le pun pentru paște. Bucata este 13 lei, deci 13 lei una și 13 lei cealaltă. Următorul produs pentru Paște este o decorațiune. Am găsit acest ou foarte fain pe auriu. După cum ați văzut în ultimele clipuri la decorațiune, m-am bazat foarte mult pe auriu pentru că merge să-l potrivesc cam cu orice. Și pe auriu nu aveam, decât pe argint eu aveam ouă și câteva colorate și mergea foarte bine pentru uh, masa care vreau să organizez de Paște și o să arate foarte bine printre farfuriile cu. Albi, cu modele, cu tacâmurile aurii, cu suporturile de lumânări aurii și aveam nevoie de acest obiect. Acest ou a costat 10 lei preț încă decent, pe lângă celelalte care le-au ridicat deja. Prețul foarte ok și am și un suport de lumânare foarte fain cu picior și atunci îl pot pune pe suportul respectiv și o să arate extraordinar de frumos. O artă decorațiune de paște, am găsit acest gnom. Este super. Îmi doream foarte mult un gnom. Din păcate am găsit doar varianta aceasta mică. Nu știu dacă au și o variantă mai mare. În caz că ați văzut, scrieți-mi în comentarii să știu să caut în alte magazine Pepco. Pe am dat apel, cred că până în 10 lei. Numai ce am dat eticheta jos, nu o mai găsesc. Și am luat ultimul produs de pe raf. Nu știu dacă au avut puține bucăți sau pur și simplu s-au luat. Știu că după mine chiar întrebase o femeie la casă, mai aveți nomi și uh, vânzătoarea a spus că nu mai sunt. Mi-a plăcut foarte mult culoarea care o are și o să arate foarte fain în dormit pe lângă alte decorațiuni pale, așa, face că pare așa mai feminin, mai de vară, arată foarte fain acest nom și abia aștept să îl pun printre decorațiunile ce le am. Un alt produs care merge foarte bine cu decorațiunile este această lumânare movă. Merge foarte bine cu gnomul care și el este cu mov. Din câte văd este fig de smochine și miroase a smochine, nu știu dacă o ardă, dacă o să miroase sau nu. Am dat pe ea 10 lei și arde 25 de ore. Următorul produs, din nou avem niște forme de cupcakes, de data aceasta cu inimioare. Le-am luat acum la sfârșitul lunii februarie, a fost de, cred că, de Valentine's Day. Nu era un magazin de Valentine's Day, dar le-au adus după. Am observat la magazine și la Sinsai, cred că am observat această situație în care de Valentine's Day nu aveau nimic și în ultimele zile sau după Valentine's Day probabil că e dragobete la noi, nu-mi dau seama, au adus uh, produse cu inimioare și cu love și le-am luat în caz că vreau să fac niște cupcakes cu aceste forme roz. Costă 4 lei și sunt înăuntru 100 de bucăți. Wow, foarte multe! Deci pot să fac câteva liniștită cu aceste cupcakes. Trebuie să văd dacă foița este subțire și la căldură se mai decolorează sau devine aproape transparentă. Dacă este subțire o să pun două forme, dacă este la fel de puternică culoarea o să pun doar o formă. Următorul produs este această formă de plastelină cu Easter are niște forme de plastic, după cum puteți vedea, cred că este cu iepuraș, cu ou, cred că cu tematică de Easter și niște plastelină mică colorată. Ne-am arătat această găletuță, doar că nu era de Easter, era fără nicio tematică. Această plastelină costă 6,50 lei și după cum v-am spus, e fain că ai și niște forme, e bună to go dacă plecați undeva și să-i dați de lucru copilului, ori la biserică, ori în mașină, ori pe drum, chiar și acasă, deci pentru 6,50 lei mi se pare un super preț și tot mai cumpărăm din când în când pentru că tot le combină și se usucă cu timpul și trebuie schimbată din când în când plastelina. Mergem la următorul coș și este acesta de care v-am zis. O să vi le prezint articolele imediat. Haideți să le iau pe rând. Aici am mai mult organizatoare. Am găsit acest uh, recipient care ține pixurile și accesoriile pentru birou a fost doar 4 lei. Eu mai am așa recipient pe negru și m-am gândit să iau și pe alb pentru că arată foarte ok. Pot să-l folosesc atât la mine la birou cât și la biroul lui Ericuțu. I-am făcut și lui un mic birou unde colorează, încearcă să facă exerciții și atunci o să poți să-i pun cariocile sau creioanele în acest recipient. Următorul organizator este foarte interesant, are forma așa și îl puteți folosi. Pentru pixuri, pentru tacâmuri în caz că plecați undeva, pentru pasta și perie de dinți, este destul de încăpător și încape atât pasta cât și peria. Puteți pune chiar și produse de machiaj, chiar este destul de încăpător, este așa cu capac, se deschide așa și vă puneți articolele și după aia îl închideți și stă foarte bine. Se poate folosi în baie sau în sertare la birouri când vreți să vă băgați niște articole sau pentru voiaj, merge foarte bine acest articol. Am mai cumpărat aceste agățătoare de metal. Metal. Nu țin foarte bine aceste agățătoare, deci nu vă bazați pe ele că vă țin prosoapele în baie, pentru că nu vă țin. Am încercat, după jumătate de oră mi-a picat prosopul, dacă nu mai repede. În schimb, vreau să agăț ceva pe frigider. Am luat un recipient unde bag rolele, folia, toate hârtiile aceia care le folosim și este și cu... Uh, un instrument care staie fulă respectivă s-o taie drept. Este foarte interesant dacă vreți o să vă arăt pe Instagram uh, recipientul. Și trebuie să la agăți. Atunci vreau să pun cât, vreo două, 3 bucăți din acestea să poți să agăți ca să nu dau găuri prin bucătărie că nu vreau. Și aveam nevoie de aceste agățătoare. Sunt 6 bucăți la 5 lei. Sper să țină, dacă nu țin. O să pun două, trei bucăți. Dacă nu țin, o să iau din chic, pentru că am văzut că în chic sunt mai rezistente și uh, sunt puțin mai mari și chiar îmi țin prosoapele. N-am treaba le-am pus. Acum câteva, luni, acum câteva luni de zile le-am pus în baie și îmi țin prosoapele, chiar prosoapele... Ude grele le țin și nu cad jos, deci sunt extraordinare cele din chic. Un alt organizator ce mi s-a părut interesant, nu e nou, cred că a mai fost prin magazin, dar nu i-am dat eu atenție, este această cutie foarte faină albă și înăuntru are niște separatoare. Mi se pare că merge foarte bine pentru cremele pe care le țineți în baie și le folosiți sau orice alt produs cosmetic, poate chiar și tampoanele puteți să vi le puneți aici în organizatoare. Mi se pare că merge foarte bine să vă puneți aici dacă aveți always sau always, OB-uri și alte accesorii sau alte cosmetice. A fost o play 50, mi-a plăcut și prețul acestui recipient și cu siguranță în baie am să-l folosesc. Cred că și pentru condimente merge dacă aveți multe plicuri de condimente. Deci este foarte interesant, nu spun exact pentru ce. Deci cred că are este cutie cu compartimente, dar are mai multe întrebuiințări. Puteți să-l folosiți lejer cam la foarte multe produse. Și am luat doar unul momentan. Am mai găsit această cutie. Am luat-o deoarece era la reducere. Nu pot să zic că aveam nevoie neapărat acum de această cutie, am pe mai multe culori și pe mai multe mărimi, dar a fost la reducere la 6 ,50 lei 50 de la 13 sau 16 lei. A fost prețul acesta mic la reducere deoarece era reducere bag produsele care nu vor mai fi în colecție sau au un mic defect. Eu m-am uitat foarte bine în magazin și nu avea niciun defect. Cred că singurul minus la acest recipient era că. Cred că avea și un capac și nu mai era capacul respectiv. Deci nu mă deranjează că nu are capac și am dat pe el doar 6,50 lei și îl pot folosi în baie, unde pot ține lui Ericuțu jucăriile, că avem mai multe feluri de jucării în baie și ne jucăm cu ele când face baie și uh, numai bine are găurele, se scurge apa și e perfect pentru baie, așa m-am gândit eu. Următoarele produse sunt pentru Ericuțu, am luat această carte de activități, uh, trebuie să facem și acasă activități, nu numai la gădiniță, ca să l ajutăm să să dezvolte mai bine. Această carte este foarte faină pentru că pe lângă colorat, ceea ce fac toți copiii la vârsta asta, are și foarte multe exerciții în care să recunoască, să încercuiască, să șerpuiască. Foarte faină și interesantă carte și am vrut să iau să-l ajut să facem acasă exerciții. Aceasta a costat doar 10 lei, și este foarte groasă această carte. Nu știu să vă spun câte pagini are, dar are foarte multe și îmi place că este un mix de exerciții. Deci aveți mai multe de unde puteți alege și vedeți copilului ce îi place mai mult să facă din aceste exerciții și vă dați seama pe ce puteți să insistați în caz că are nevoie de ajutor la anumite exerciții. Și pe lângă această carte de exerciții am mai luat încă una cu Minions. Nu am luat această carte neapărat pentru că este cu licență Minions. Lui îi place Minions, doar că era singura carte în afară de aceea cu exerciții, pentru că vreau să ne bazăm foarte mult pe exerciții acum, să-l ajut. Și la fel, trebuie să continui desenul respectiv, trebuie să găsești diferențe, trebuie să încercuiești. Exerciții foarte interesante, să vedem la care se descurcă mai bine și la care are nevoie de ajutor, plus că ai și niște activități de foarte faine, de lipit, eventual ca și recompensă, când face ceva interesant, îi punem un în și se bucură. Știu că eu la gădiniță primeam bulina roșie și mă bucuram foarte mult când primeam bulina și o puneam în piept. Această carte, fiind cu licență, vă dați seama că e mai scumpă, am dat 16 lei pe ea. Am mai găsit un joc, tot la Pepco, cu patrula cățelușilor, pentru că acum suntem obsedați după patrula cățelușilor, este așa. Nu știu, mie îmi pare a fi, nu te supăra frate, dar din câte văd de pe cutie, zice că este numere, este un joc educativ care combină distracția cu învățarea numerelor nu știu să vă spun, văd care numere, văd care personajele din desene cu numere și o tablă de joc. Cred că este un fel de unte parafrate, dar o să citim instrucțiunile când o să-l deschidem. Am dat pe el 27 de lei deoarece este cu licență și în primul rând plătim licența și după aceea plătim produsul. Știu că se bucure foarte mult de, de acest uh, joc, abia aștept să-l folosim împreună. Am început să ne jucăm de supăra frate, cărți, încerc să-l învăț jocurile copilăriei noastre. E bine, dragii mei, am ajuns și la finalul acestui videoclip. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă v-am dat o idee bună, un sfat sau v-a plăcut vreun produs de aici, nu uitați să dați like și subscribe pe acest canal pentru a mă încuraja să postez în continuare. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru tot și eu vă aștept cu mare drag la următorul videoclip. Ciao!